Vom analiza câteva exemple de funcții matematice. Am inclus biblioteca SIMET. Prima funcție, pau, ridică la putere, înseamnă pau a virgulă b este egal cu a la putere b. Doi la puterea a treia este egal cu 8. Vom comenta acum acea linie și vom lua exemplu pentru radicalul unui număr, square root, funcția sqrt. Rădăcina pătrată, radical din 4 este 2. Vom comenta această linie. Acum vom citi două valori, a și b. Și vom calcula minimul, respectiv maximul, cu funcția min și respectiv max. Din 5 și 8, minim egal 5, maxim egal 8. Deci funcția min și funcția max. Rotunjirea unui număr cu funcția round. Funcția round 3.5 rotunjește la 4, 3.49 rotunjește la 3. Deci, practic, rotunjește la cel mai apropiat număr întreg. Se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg. Funcția sale ne calculează, ne returnează numărul rotunjit la în sus, la un întreg mai mare decât el. 3,5. Dacă vom introduce pentru a valoarea 3,1, observăm că ne va returna 4. Deci, primul întreg mai mare decât argumentul. Funcția floor, parte întreagă, ne va returna 3, la fel 3,1 și așa mai departe. Deci, la cel mai apropiat întreg, mai mic decât numărul respectiv, parte întreagă.